astăzi, în acest episod, m-am dus la Darusel 2012 ca să arăt piesa pe care eu i-am făcut-o. A reacționat la ea, iar reacția lui este una de nedescris. Nu vă mai zic prea multe, vă las să vedeți. Ei bine, nu știu câți dintre voi știți, dar eu am făcut o piesă pentru Darusel 2012 pe care am pus-o atât de 1 aprilie, ziua păcălelii, pentru că este o piesă la troll, nu este o piesă ceva serios, am făcut-o dintr-o singură încercare pentru prima oară în viață, am făcut-o și bă, am zis că a ieșit ok, mi-a plăcut o parte foarte mult partea aia cu Darusel 2012, în fine, nu mai știu exact cum era, dar era ceva de genul, nu o reproduc eu acum, dar da, vă las pe voi să urmăriți acolo, să-mi spuneți părerea voastră în comentarii, dacă n-ați văzut până acum, vreau să-mi spuneți ce părere aveți și dacă vreți să fac o piesă pe bune, dar acum, după cum puteți vedea, am ajuns aici și mă aflu practic ca Rafael. Nu m-am costumat în mama lui Darusel, în mama lui strictă, cum ar veni și acum, hai să mergem la Darusel în cameră să vedem ce face el, pentru că vreau să-l duc într-un loc ca să reacționeze la piză. Astăzi ăsta este scopul meu, Darusel, unde mă, ăsta-i la calculator, doamne, iartă-mă, deci astăzi vreau eu să-l fac pe Darusel să reacționeze la piză, să vedem ce reacție să aibă și toate astea. Chiar sunt curios dacă o să-i placă piesa, pentru că, bă, eu zic că e o piesă ok, mai ales așa și pentru Darusel. Chiar sunt curios ce reacție. Bine, băi Ioane, bă, fii atent, băi Ioane. Ei, bă, n-am cumpăr, că sunt cel mai șmecher. Dar să-l și aici te joci cu Ion, mă? Da. Ok, bă, tu chiar așa vrei să nu mai vii deloc pe acasă? Eu am zis că ai făcut o muzică, eu nu mai vii la tine pentru asta, că... Mă, ce am făcut o muzică, melodie, bă, n-am făcut muzică, bă, dar să-l melodie, se numește muzică. M-am făcut de râs, bă, Rafale, dai jur, că fii atent, bă, tu m-am făcut de râs. De ce te-ai făcut, mă, de râs, dar să-l ai văzut piesa? Mamă, tu ai două secunde, ce te-ai revoltat, bă, vorbește-mă cum trebuie să te aud normal, dar să le vorbește cum trebuie, că mă speri, ce ești așa revoltat? Nu știu, bă, Rafale, bă, dar mie nu-mi place pe asta. Că fii atent, m-am mutat două secunde. Îmi vinea să mor, burgerii mei sunt stricat toți. Ce? Bă, dar să le fii calm, vorbește calm, vorbește să te aud normal, dar să le și să te înțeleg. Că ce vinea? Bă, dar să le, tu chiar trebuie să te duci pe la școală, pe bune. Dar să le dă 2012. Măi, așa de fii atent, bă, Rafale, muzica aia nu-mi place. M-am mutat două secunde și nu-mi plăcea. Stai puțin, dar să le, în primul rând, vino, vorbește cum trebuie. Și în al doilea rând, stai puțin, ai zis că te-ai uitat la 2 secunde și tu deja fredonai practic într-un fel de refrenul, partea aia cea mai mișto, cea mai catchy parte din video, din piesă, dar însele. Se numește melodie sau piesă, nu se numește muzică, dar însele, pentru că muzica e practic tot ăla, tot procesul, toate chestiile astea, știi ce zic? Și aia e o melodie, dar însele, aia se numește o melodie și tu... Melodie pe felie? Astăzi vreau să te duc într-un loc foarte frumos pentru că vreau să spui reacția ta sincer. Bă, dar însele, zi-mi sincer, ai ascultat piesa pe toată sau cât ai ascultat din ea, ca să știu la ce să mă aștept din reacția ta? Eu am ascultat pentru 2 secunde și vine să plâng. Așa de urât, mă mai făcut de râs. Se zice venea, în fine, ok, te-am făcut de râs, dar însele. După ce nu ești recunoscător că ți-am făcut o piesă, dar însele. Pe fie atât, bă, Rafale, te-a făcut pe 1 aprilie. Eu scris de troll song, adică eu sunt o glumă. Ai dreptate. Bă, dar prostie asta se face singur, dar bă, dar tu nu vezi că te faci singur, dar sel. Bă, stai puțin. Tu nu vezi că tu singur te faci, dar tu singur ți-ai făcut o glumă că e de 1 aprilie, tu singur te-ai făcut nu. O glumă, dar sel. Da, cum adică nu? Nu, Rafale, fii atent, ia zi, ce vrei de la mine? Tu după ce că m-ai făcut de râs, mai vii și la mine, mai vrei să vorbești cu mine, ia zi, ce vrei? Păi, dar ți-am zis, vreau să te duc ca să-mi reacționez la piesă, dar sel, te duc într-un loc special și vreau să-mi reacționez la piesă, e simplu. După cum poți vedea, avem 96 de like-uri, 96 de persoane au afirmat practic că melodia asta este chiar o melodie bună. Bă, ce părere ai de thumbnail în primul rând, dar să le, că asta vedem aici până să dăm drumul la bă, Rafale, mă, ce e asta, mă, bă, toleacă, ce cu poza aia? Cum adică ce cu poza asta, mă, Darusel? Și mă, nu-ți place, uite cât de frumos apare, uite, 1 aprilie, Darusel 2012 song, melodia lui Darusel de 1 aprilie, ce părere ai tu, Darusel? Îți place, mă, melodia asta, Darusel? Ia uite-l pe Darusel aici, îți place, mă, Darusel, da sau nu? Nu! Darusel, hai să dăm start la piesă, fii atent, Darusel, vreau să-ți spui părerea ta sinceră, de fiecare dată când vrei să oprim aici, îl oprim și îți spui părerea, ok? Ok, de start! Ok, dar să le am înțeles, deja ești foarte... Stai, stai! În numele tatălui și asului și asfântului Dumnezeu, amin, de start! Ok, dar să le, deci practic am înțeles... Bă, aolo, a venit, aolo, time say day, weather, clear, mamă, dar să le, a venit și eu ăsta, mamă, deja... Deci tu ai început, dar să le, să plângi, am înțeles, tu ai început să plângi și practic a început și jocul să plângă, uite de puțin, dar să le... În fine, uite de că a mai dat cineva like, 97 de like-uri acum, dar să le, ești pregătit, îi dăm start? Da! Ok, dar să le, fiate, hai să înceapă, piesa vreau să spui, ok, dar să le, ia uite.
melodia lui Darius Cell 2012. Da. Asta este prima dublă pe care o tragem. Hai să vedem cum o să iasă. Hai să-l punem pe full screen, deși atent, Darius Cell este. Am dat-o practic pentru prima oară. Hai să vedem, dăm aici, îl dăm ăsta la maxim. Și de fiecare dată când vrei să pui pauză, Darius Cell îmi zice, ok? Și face melodie, ok. Și reacție să aibă Darius Cell 2012. Ha? Ha? Stop, gata, ce? Bă, de ce mi-ai spart peretele la cameră, ești simțit? Darusele, nu mai pune mâna pe microfon ca să se audă cum trebuie. Nu mai pune mâna ca să audă cum te miști tu pe acolo, Darusele, vorbește cum trebuie. Hai să vedem acum, să faci o reacție cum trebuie, ca la carte, bine? Start! Ok, gata, start, Darusele, ok, deci tu ai mai practic să ai puțin înainte de toate. Deci tu m-ai întrebat pe mine, Darusele, deci Darusele m-a întrebat pe mine. Cum am, de ce am spart eu? Bă, Darusele, din greșeală am spart. Dar bă, stai puțin, cum adică am spart eu, Darusele, că erai tu, bă, Darusele, cum adică am spart eu? Tu erai ăla. Ce prost ești, hai de start. Ok, Darusele, vorbește-mă ca lumea, omule, nu-ți mai bate joc, Darusele, hai că înțeleg, am înțeles, bă, Darusele, dar nu mai pune mâna pe ăla, nu mai pune mâna pe microfon, vorbește cu... Ok, dă start! Bine, gata, Darusele, dau start, bă, dar nu vă supăra, bă, Darusele, 2012, 2012. Dacă începe odată beat-ul ar fi bine. Darusel 2012 cu bărgăt la e. Bine, bine. Pe Minecraft e un maestru, un grand city regele. Hai că da. Hai că da. Eu sunt. Bă, Darusele, stai că s-a stricat ăsta. Am înțeles, bă, Darusele, bă. Bă, ce, cum adică, mă, Darusele? Ești tu, așa te crezi tu pe tine? Tu ești rege, Darusele, hai, mă, să fii serios, adică, pe bune, mă. Mă, Darusele, stai puțin, cum adică, mă? Bă, ok, dă-mi înapoi, fii atent, Darusele, că începe din nou. Mamă, Darusele, că se pune cu reclame, cu doastră. Hai să-i dăm start, am revenit, s-a adus reclama. Aia, fii atent, Darusele, vreau să-mi spui pe bune părerea ta despre el. Auzi. Ei! Un maestru, un grand city regele, hai că da. Păi da, adevărat, nu! Cu Alice 2012. Păi nu, da, exact, ai dreptate. Nu! Joacă fără teamă pe calculator, ia. Darusele, că ai enervat, gata. Pe beat mexican, gra. În Grand City strălucește pe roleplay stăpân. Adevărat. Hai că da. Ei, mână, ei. Sunt astea de la ceea ce știi. Bă, cum adică, bă? Ce, bă, ce? Cum adică? Cum adică sunt de la ChatGPT? Cred că tu l-ai făcut din inima ta, bă, ești ferit. Bine, Darusele, bă, bune, Darusele, comportă-te cum trebuie, comportă-te normal, vorbește cum trebuie, nu mai face pe supărat, tu vorbește normal, pentru că toată lumea vrea să, Darusele, fii, mă, voios, fii haios, vorbește, hai, mă, hai, că-i dăm star, da, ascultă aici melodia asta, Darusele, nu chiar nu-ți place? Nu! Ok, Darusele. Ce versă sunt astea de la ChatGPT, mă, frate, că nu înțeleg deloc. Ia uzi! Darusel, prieten nervant. Ce? Nimic! Super enervant, dar și hai. Ei, adevărat, ultima adevărată, prima nu! Hai că da, Darusele. Ia, eu uzi acum! Dar nu știe. Ba da, știu! Nimic nu-i oprește. Nici pe Alif. Darusel 2012 cu bărgării la el. Hei, de unde ești, mă, tu? Maestru, băgați în fire gele. Ei, 2012. Gol, ei. Da, bă, stai puțin să punem pauză, Darusel. Stai puțin, ai zis că n-ai ascultat-o piesa asta. Când ai ascultat-o tu? De unde știi tu versurile, Darusele? Păi scrie acolo jos, prostule, uite. Păi nu, aia cu gârgâr nu scrie acolo, Darusel. Tu de unde știai? Păi gârgâr, că așa ești tu mereu, gârgâr. Ah, ok, da, sunt la asta, hai mă, dar să fii calme, auzi. Bine, adevărat, ia, bă, ce-mi place Barafaile, dar fie antenă, Barafaile, primele strofele, că cad,
de bine, mi-mi plac. Bă, vorbește, mă, frumos, Darusele, bă, Darusele, vorbește shift, bă, după ce că, Darusele, bă, nici frumos nu vrei să vorbești, nici ca lumea nu vrei să vorbești, nu mai pui mâna și pe microfonul la bă, Darusele, ce tot faci, mă, acolo, îți mănânci microfonul, nu mai părcări aici și îți mănânci microfonul, tu, nu? Da, da. Bă, Darusele, vorbește, mă, ca lumea, hai, mă, că să nu gata, Darusele, vorbește ca lumea, am zis. Ok. În universul lor, timpul se oprește, propriul lor. În universul lor, timpul se oprește, propriul lor. Darusele, fii atent, ascultă acum, vreau să-mi spui dacă îți place. Ia uzi. Am dat-o în bară, ia. Hai să dăm un acum freestyle pe flow. Mamă, ce-mi place pe Rafale, mă. Ia uzi, acum. Ia. 2012. Ele, Darusele, 2012. Stai puțin. Parcă ai zis că nu știe, Darusele, hai mă, că nici cu asta. Bă, Darusele, tu ai ascultat-mă, pascuns, bă, Darusele. Stai și mă și noi. Bine, gata. Ce hoț ești tu, Darusele. Parcă și nu știu ce am făcut aici. Ia, acum pentru toată lumea. O să fie ceva mișto și dați acolo cât mai multe like-uri. Dislike-uri. Ascultă, Darusele. Ascultă. Bă, Darusele, dai mâna. Bă, Darusele, ascultă-mă aici, taci, ascultă. Ce era aici, Darusele, tu n-asculti. Când de vorba de vorbit, nu vorbești. Când nu trebuie, Darusele, tu vorbești, am înțeles. Darusele, nu te supăra. Da, am încercat și ceva aici. Dacă ai ieșit, dacă n-ai ieșit, ai. Nu știu ce să mai zic, cam atât. Grr. Papa, fere! Așa mă, Darusele, fii atent, ai auzit ce am zis aici, da? Ai auzit? Da, nu-mi place. Nu-ți place? Nu, și, nu te-ai supărat sau nu te-ai supărat, Darusele? Bă, după, stai puțin, înainte să zici orice, te aud după cum vorbești, Darusele, că n-ai niciun chef să te uiți așa la reacție, asta ți-i chiar nu-ți place piesa, că știu că ascultat-o mai devreme. Bă, Rafa, mie nu mi-a plăcut și fii atent, bă, Rafaele, eu am fost Darusele. Stai puțin, că trebuie să le aduc din nou, trebuie să ne spunem mai multe detalii, că deja, bă, noi, nu, bă, ăsta, bă, se vede, chiar e supărat, dar de ce, i-am făcut și eu, bă, spuneți și mie, chiar trebuia să-i fac asta, uitați, mi-am pus și skin-ul lui, că el nu putea să vină aici, trebuie să-i dau, Darusele, gata, așa, mă, Darusele, hai să te mână, fii atent, Darusele, dă mână apoi și vreau să comentez pe bune, Darusele, bă, spune ce-ți place și ce nu-ți place la piesa asta, chiar așa nu-ți place nimic? Mi-mi place Darusele de 2012, el e Darusele de 2012. Aia e mișto, Darusele, ok, dar poți să vorbești. Bă, Darusele, nu cred că să mai uită nimeni, cred că deja ai luat cheful la toată lumea. Vorbește cum trebuie, Darusele, pentru că oamenii vor să audă o reacție cum trebuie, Darusele. Nu trebuie să faci supăratul. Ok, și Andra, bă, Rafale și mie, mi-a plăcut acu. Așa dăm direct de pe flow cu Darusele din ghet, bă, cum adică din ghet? Dar ce zi eu, bă, îți papuc? Da, ce e papuc? Doamne, Darusele, după ce că spui mâna în continuu pe microfon și se aude nu înțeleg, Darusele. Gata, Darusele, gheată, doamne, Darusele. Uite ce scrie aici, Darusele, ia citește. Știi să citești, în primul rând, ia să testăm capabilitățile tale. Acest clip este făcut de... Bă, dar nu înțeleg. Această capodoperă este făcută în glumă, de aceea este postată pe 1 aprilie. Bă, iar avem, doamne, Darusele. Melodia asta nu este capodoperă, este o muzică, o rătă. Ce zici tu acolo, Darusele? O capodoperă. Așa, ok, capodoperă. Deci această capodoperă este... Capodoperă. Gata, Darusele, este făcută în glumă, de aceea este postată pe 1 aprilie. Nu o lua în serios, Darusele. Unele versuri sunt făcute cu inteligență artificială, dar cel mai important este să ne distrăm, Darusele. Sper că-ți place, poate vom avea talent în viitor să facem una pe bune, fac una pe bune, Darusele, ce părere ai? Eu nu! Bă, Darusele, fii atent, nu mai ce nimic, vreau să te pun din nou, nici nu mai știu ce am vorbit mai devreme, Darusele, că s-a întrerupt aici, Darusele, vreau să vorbești cum trebuie, să spui o părere, bă, Darusele, dar fii atent, acum, părerea ta sinceră, ce părere ai tu de melodia asta? O mai ascultăm o dată, de fiecare dată când ai ceva de întrebat și de spus, Darusele, vreau să-mi spui, pentru că vreau să te lămuresc, ok? Ok, hai! Ok, Darusele, te auzi ca din pungă, Darusele, dar nu știu, că ți-ai stricat microfonul, asta faci tu, dar să aia să ascultă melodia, să o dăm și mai tare dacă e. De fapt, rău să mă așa, Darusele, ce părere ai tu de ea așa? Este prima dublă pe care o trage, hai să vă mulțumesc. Mi-e place cum tu ești pe scenă și cânti. Ok, Darusele, ia să ne uităm aici. Aba nu, eu sunt pe scenă, nu tu, eu sunt pe scenă. Bine, Darusele, fii atent, de fiecare dată când vrei să vorbești ceva așa mai serios, mai calm, mai mult, îmi zici să pun pauză, ok? Ok, hai! Hai să-i dăm start să auzi aici, auzi, Darusele. Ia, Darusele 2012. Dacă începe odată beat-ul ar fi bine. Ia, nu!
Tabisel 2012 cu Bărgălaie. Stop. Ce, gata, zi. Tu mănânci mie din burger? Ce mă? De ce mănânci din burger? De ce ții tu le? Eu sunt burgerii mei. Cum mănânc eu din Bărgălaie să dacă să ești tu aici? Tu nu știu. Dar sunt fetiță, râi, doamne, dar să le mă pun să pompa la prostie. Doamne, dar să le nu te înțelegi, mă, copile. Ia uzi, Ion, joacă fără. Joacă data pe calător, gra, ia, baby mexican, era, gra. Bine, mă, dar să stai puțin. În primul rând, dar să le, că mă enervez cu vocea ta, dar să le și că ești așa, așa, foarte supărat, stai puțin, că ești tu foarte supărat, dar să le termină, nu mai vorbi peste melodie. Dacă să te aud așa, dar să le, vorbește doar când pun pauză. Îmi zic să pun pauză și ok, gata, okay, că după okay. Strici frumusețe, ambient la melodia asta, cât de șmechere ea, dar să le ascult, auzi. Dar sunt 2012 cu burgeri în mână. Ce versuri sunt astea de la ChatGPT? Mamă, ce versuri sunt astea? Ia auzi, Arsene, acum. Ia, eu sunt. De la ChatGPT, mă, frate, că nu le înțeleg deloc. Dar sunt prieteni enervați. Super enervant, dar și haios. Ce părere ai, mă, tu, Darusele? Ești enervant sau ești dar haios? Sunt dar haios. Nu, cred că mai degrabă ești dar enervant. În fine, hai să dăm șapte aici. Dar nu știe ce. Da, unde știi, mă, tu, Darusele? Ia, mă, să ne uităm, fii atent, dăm înapoi și vreau să vedem ce ai construit tu, Darusele. Ca aici arată castelul. Ok, deci ăsta este un castel de-al tău. Vreau să spui tu mie că ăsta este un castel pe bune, Darusele? Sau ăsta a fost făcut de tine sau a fost făcut de Alex? Că nici nu mai știu. De mine, de mine! Ok, Darusele, hai să dăm înapoi. Eu îl dăm direct în față. Ia să vedem. Lumea virtuală, nimic nu-i oprește. Nici pe Alex. Dar să-l 2002. Cum adică? Ce cum adică, dar să le, că nu te înțeleg. Nu știi ce înseamnă lumea virtuală? Adică aici, pe Minecraft. Doamne, dar să le, pă, tu chiar trebuie să duci la școală. Mă, că am dat ăsta la, bă, pă, ce, pă. Ia uzi, dar să le. Gr. În lumea lor pe ecran. Se, bă, dar să s-a despaul. Ce fraieri? Un prieten virtual și apropiat, dar să le și un prieten în fiecare seară pe Minecraft? Da, bă! Ok, dar îl tăle, bă, ascult aici, fii atent, dar să le, că aici mi se pare că vine partea aia mișto de tot, dar să le, adică în curând apare partea mișto. Pe mine mexican, dasul cuvintelor e liber, dar să le și prietenul liber, o vor fi pe același fă. Ia, freestyle! Bă, ce înseamnă mă asta, bă, ChatGPT? Ia uzi, acum! Hai să dăm un freestyle pe flow. Acum direct din ghetto, sunt cu Dare Sela aici, intră pe flow. Bine, bă! Nu știu din nou, vreau să-mi spune ce reacție credeți că ai, bă. Dar în sensul oamenii doi, ele dar sunt două mii, pe ce să mănânce, bagă, aie. Nu știu ce-am făcut aici, dar să sperăm că o să fie ceva mișto. Și dați acolo cât mai multe like-uri. Ia uzi. Darusel, nu te supăra, dar am încercat și ceva aici. Dacă ai ieșit, dacă n-ai ieșit, ai. Nu știu ce să mai zic, cam atât. Grr. Opa, zi, mă, Darusele, ce părere ai tu? O, fii atent, Darusele, vreau să-mi spui părerea ta. După aceea vreau să-mi spui partea ta favorită din această piesă. Ce părți îți plac ție din piesă, Darusele, practic? Și nota finală, Darusele, asta vreau să văd. Ce note îi dai tu la piesă? Mie mi-a plăcut fata cu... Am tot, stai, bă, dar știu. O să mă freestyle pe flow cu Darusel din ghetou. Din gheată, ei, mă cheamă Darusele. Ei, sunt ceva și pe gheata. Și ai trebuit, Rafaele? Ești fraier, Darusele. Bă, vorbește-mă cum trebuie, Darusele, să te înțeleg cu gheata ta, Darusele. Doamne, ce gheată visezi, mă, Darusele. Aolo. Bine, bă, ai, mă, Darusele. Zi, pe bune. Care, deci s-a plăcut partea aia și aia când vine Darusel 2012. Ele, Darusel 2012. Bine, gata, că Darusele nu vede că nu știi să cânti, Darusele. Bine, că nicio, adică, bine, am făcut o mișto pentru prima oară, dar aia se numește Troll Song, pentru că este pentru prima oară când am făcut așa ceva și din prima încercare. Dar am pus totuși pe 1 aprilie, Darusele. Cum ai zis tu, cu păcălele la început, dar în fine, bă, ce notă, așa, și ce nu-ți place la ea, Darusele? Gen, mi-ai spus ce-ți place, dar doar atâta, doar părțile alea îți plac? Da, bă, la flash, fie antene, mie ce nu-mi place la muzică este faza că e începutul. Ce trebuie are începutul? Adică... Începutul ăla trebuie prea mult, eu vreau muzica direct, vreau să aud direct muzica, dar să ne spui și gata. Da, așa cum te-ai de pe tine între da, nu te mai supăr, Darusel, zi, mă, nota finală, ce notă dă Darusel 2012 la piesa pe care i-am făcut-o lui, Darusel, ce notă dai? Ia să audă toată lumea nota pe care tu i-o dai piesei acesteia. Ok, fii antenă, înainte să-mi zic nota, vă rog să dați like și subscribe, că fii antenă, nu
3 plus 3 plus 1. 6? Plus 1. 6. Nu, plus 1. Încă o dată. 7. Încă una. Oh, încă una, încă boche, bă. Da, ok. Vreau să scrieți voi acolo în comentarii ce notă îi dați voi la, ce notă dați voi practic la piesa asta. Dacă v-a plăcut și dacă vreți să facem una cu adevărat pe bune, că asta a fost de 1 aprilie postată la mișto, pentru că a fost prima oară când am încercat să fac așa ceva, prima încercare, din prima totul cap coadă, din prima frumos a ieșit. Eu zic e ok, mai ales partea asta. Fiți atenți, hai să dăm aici, deci de aici începe, ia să ascultăm. Fiți atenți, fiți atenți acum, să auziți acum cum începe partea asta cea mai mișto. Vreau să scrieți în comentarii dacă vă place. Eu sunt Rosel de Oami 12. Îi place să mănânce. Ok, și da, dar Rosel, asta e practic tot. După, asta e cea mai mișto parte din piesă. După părerea mea, vreau să scrieți acolo în comentarii care este partea voastră favorită de la piesă. Dați acolo like la piesă, intrați și la piesă, scrieți acolo în comentarii dacă vreți să facem altă piesă. Cam atât, dar Rosel, zibă nota finală, dar Rosel, și atât, terminăm, gata. Că să face și noapte, ia uite cum e afară. Ok, hai așa de șeandă la parafale. Ia pa, Suza, nota, nota este tobele. Bum, 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 bum. Chitara, chitara, ta, 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 nota nouă. Bine, Darusele, nota nouă. Bine, papa, Darusele, să te duci direct la culcare. Pa, Darusele, că deja mai, mai, deja, deja, Darusele, mai bine. Da, bă. Bă, stai puțin, stai puțin, Darusele, stai puțin. Vreau să-mi spui ceva, îți place piesa, da sau nu? Da. Ok, Darusele, mulțumesc. Oricum a fost făcută la mișto pentru tine că ești un fraier. Pa, pa, stai și... Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentariu cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.